Bună, sunt Denisa și astăzi vom citi devoționalul împreună. Este bum și cântec, strigă domnul Edstrom la Marcela. Auzi explozia în dreapta scenei și începi să cânți. Nu poate fi mai ușor de atât, ai înțeles? Directorul piesei se întoarce repede și se îndepărtă. Toată lumea 10 minute pauză. Marcela era îngrozită. Niciodată nu țipase cineva la ea. Mai era doar o săptămână până la seara premierei și atât actorii cât și ceilalți membri ai echipei erau emoționați și iritați. Toți actorii s-au adunat supărați în jurul Marcelei. Se pare că domnișoara Toată lumea mă iubește s-a blocat din nou, a făcut Jake mișto de ea. Care e problema ta? Eu, se bâlbâie Marcela. Dacă nu ți-ai face atâtea griji cu privire la cum îți arată părul în lumina reflectoarelor, nu ți-ai fi ratat intrarea. Ești atât de îngânfată, ai capul cât un... Marcela a început să plângă. Ce copil, a continuat Jake, bucuros că a făcut-o să plângă. Hei, toată lumea, a spus el pe un ton răutăcios. Ăla a fost un balon sau tocmai i-a explodat capul? Citește 1 Samuel 16, 1 până la 13. După ce criterii judecă Dumnezeu popularitatea? Imaginează-ți pe fiul lui Isai trecând țanțoș prin fața profetului lui Dumnezeu. Eliab se gândește, sunt cel mai mare. Abinadab mormăie, sunt cel mai dur. Shama își spune, sunt cel mai deștept. Alți 4 fii sunt analizați. Dumnezeu îi șoptește lui Samuel, nu te lăsa impresionat de exteriorul lor. Eu mă uit la ce este înăuntrul unei persoane. Samuel spune nu în dreptul tuturor celor 7 fii. Apoi intră David, mezinul familiei care fusese plecat să pască oile. Alege-l pe el, strigă Dumnezeu. El este. Așa că Samuel toarnă ulei pe cap lui David. Un semn al binecuvântării lui Dumnezeu și o pregătire pentru a fi încoronat ca rege. David lucrase pe câmp, așa că nu era urât. Nu cu mult timp în urmă îl învisese pe Goliat, așa că nu era un laș. Și urma să conducă o țară, așa că nu era prost. Dar ceea ce conta pentru Dumnezeu era interiorul lui David. David era un om după inima lui. 1 Samuel 13:14. Nu este treaba ta să îi aduci pe alții cu picioarele pe pământ. Treaba ta este să spargi bulelele popularității, punând preț pe ceea ce contează cu adevărat. Frumusețea, inteligența și puterea nu îl impresionează pe Dumnezeu. Ceea ce este în interior uimește. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochiul, dar Domnul se uită la inimă. 1 Samuel 16:7. Domnul să fie cu tine astăzi.